Viața mea tu mi-ai schimbat, Iisus. Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte. Ce-ai făcut tu, Domnul, din mine? Asta da viață. Dar eu ce să fac cu viața mea? M-am cam săturat de viața. Dar viața e frumoasă. Se mai poate schimba ceva în viața asta? Vieți transformate. Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Vieți Transformate, vă spune Ioan Ciobotă, realizatorul acesteia. Invitații de astăzi, spun invitații deoarece sunt trei tineri, sunt membri ai grupului deocamdată, grup bine cunoscut în lumea muzicală creștină tânără din Timișoara. Aș vrea să-i rog să se prezinte ei înșiși. Bebe. Ai spus cum mă cheamă, deci mă cheamă Bebe. Mă cheamă Bebe Roșca. Nu știu dacă e importantă vârsta. Poate ar fi, poate ar fi. 28 de ani, o nevastă și un copil. Mă cheamă Levi Molnar și tot o nevastă și un copil. Emil Kindlein, câți ani am? 23 de ani și sunt căsătorit. Și ai copii? Nu, încă. Încă nu. Pentru început, v-aș ruga să creionați puțin educația pe care ați primit-o și ce doreați de la viață, sau care erau idealurile voastre în viață, înainte de a-L cunoaște pe Iisus Hristos. Puteți să începeți în ce ordine vreți. Eu? Știu de unde am curajul ăsta să vorbesc acum. Deci idealurile din viață și... Înainte de a-L cunoaște pe Iisus Hristos. Pe idealul din viață, înainte de a fi creștin, de fapt mi-am dat seama acum, fiind creștin, că nu erau idealuri, ci erau niște lucruri care eu le consideram idealuri și eu credeam că sunt niște valori. Și cred că ăsta a fost lucrul cel mai fantastic, că ignorând atât de mult valoarea absolută, adică adevărul, adică pe Dumnezeu, mi-am pus eu valorile mele și mi le-am ridicat la nivel de ideal, fiindcă eu cred că omul își ridică idolul și idealurile și în momentul când sunt comparate cu Dumnezeu, ele cad. Și asta s-a întâmplat cu mine acum 4 ani, 3 ani și ceva. Ai anticipat deja întrebarea următoare. Dar nu e nicio problemă. Sau poți, dacă vrei, să răspunzi la și la următoarea întrebare. Cum ai ajuns să-L cunoști pe Hristos? Păi da, deci practic asta se cuprinde, deci nu poți să o despart. Fiindcă era legat de sistemul meu de valori și ce credeam și... Deci aveam felul meu de a gândi, felul meu de a trăi. Am avut un părinte care a citit toate filozofiile existente și am văzut că e nefericit. Și acum, uitându-mă înapoi, a fost efectiv șocant pentru mine să vorbesc cu cineva care mi-a vorbit despre Iisus și mi-a vorbit despre într-un mod care m-a șocat, m-a copleșit, să văd că El este adevărul, El este... Ce anume ți-a spus despre Hristos în așa fel încât te-a copleșit descrierea sau prezentarea pe care ți-a făcut-o? Păi, practic, mai mult eu îl întrebam. Deci era un moment în care eu îmi spuneam durerile și el încerca să mă răspunde și să mă îndrume și răspunsurile mi le dădea eu dându-mi seama din scriptură și chestia asta efectiv m-a pus în genunchi la modul că erau răspunsuri exact la problemele și trebuia să recunosc, deci nu puteam să neg că nu e adevărat. Și mi-am dat seama că ăla e adevărul și că am nevoie de el și că sunt confruntat cu el și că trebuie să mă plec înaintea lui. Și din momentul ăla s-a răsturnat tot, deci mi-am dat seama că valorile mele nu mai sunt valabile și că... Ai cumva, poți să ne dai cumva un exemplu practic, o situație concretă în care ți-a schimbat Hristos
felul, scara de valori, modul de a gândi, o anumită problemă, spre da, exemplu. Da, corect. De pildă, părinții mei sunt artiști, da, amândoi, da. Și taică-mi pictor, mama mea profesoară de desen. Și deci, amândoi ocupându-se de artă, în casa mea întotdeauna se vorbea că arta și artiștii sunt la un nivel anume și sunt mai deosebiți și etc. etc. E în momentul când, citind Biblia, ajung să citesc, să înțeleg că înțelepciunea lumii este o nebunie pentru Dumnezeu și ceea ce noi credem că este înțelept și măreț și frumos pentru Dumnezeu s-ar putea să fie o nebunie, o prostie, o nimic. Deci ceea ce noi considerăm fantastic nu e neapărat și pentru Dumnezeu. Și asta m-a adus la realitate și m-a făcut să înțeleg că și acei oameni, artiștii despre care erau idolii mei într-un fel, sunt oameni și ei și s-ar putea să fi avut niște valori total greșite, indiferent că ceea ce au făcut arată atât de bine. Și mi-am dat seama că ceea ce arată bine mă poate înșela foarte ușor. Te-a dus cu gândul că este mult mai important interiorul omului. Deci eu asta am înțeles din ce ai zis tu, că este mult mai important interiorul omului decât ceea ce poate face sau ceea ce poate arăta în exterior, care s-ar putea, după cum zici tu, s-ar putea să nu-l împlinească, să nu mă împlinească ceea ce fac sau ceea ce prezint în exterior. Exact, deci cred că e esențial și de bază starea interioară a omului, starea spirituală a omului, cred că care nu poți să-ți dai seama, de pildă, revenind tot la artiști, la modul cum e exemplu cu deci după roade vă vei da seama dacă oamenii sunt buni, da? Deci dacă pomul este bun, adică eu nu pot, roada artistului este o roadă ciudată, este o foarte trucată, eu trebuie să mă uit la roada vieții lui ca să realizez dacă el este într-adevăr o, deci din el poate să aibă o bârșie ceva pur. Din punctul de vedere al oamenilor, probabil că nu contează decât ceea ce dă artistul, ceea ce face, dar cum spui, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, contează ceea ce este în interiorul omului. Exact, exact. Exact, fiindcă este, la rândul lui, artistul devine, prin ceea ce face, sunt ispitit să-l urmez și să fie, devine idealul meu. Și normal că dacă îl urmez, eu nici nu-mi dau seama că încep să urmez tot felul lui de a gândi, de a fi, etc., etc. Și asta se poate extrapola și la muzică și exact, la orice. Orice altceva artă. Emil, te rog. Un exemplu foarte bun și știi că l-am vorbit despre chestia asta, cești de Dali. Și are o pictură superbă, care eu am vrut să o pun în biserică, la un moment dat mă gândeam. Că, deci, este ispitirea Sfântului Ioan Botezătorul. Și de fapt cum este, deci este Ioan Botezătorul cu crucea în mână, care este împotriva unor elefanți pe picioare de paianjen. Deci ideea este superbă, că ispitele par imense, par niște elefanți, dar picioarele sunt firave și dacă te împotrivești ispitei cu crucea, picioarele alea cad. Da. Dar aflând despre Dali, omul care era jale, deci viața lui era total opusă lui Dumnezeu, atunci te întrebi, ce trebuie eu să ascult? Ceea ce a făcut sau ceea ce a trăit? Și creștinismul cred că este un, nu neapărat ce faci, ci cum faci. Deci este foarte important cum faci. Așa și noi, dacă cântăm, degeaba cântăm noi despre lucruri frumoase, dacă noi nu le trăim, e aproape egal cu zero. Faptele să nu-i se vadă,
urăște lumina, nu vine la lumină. Dacă vrei să, Emil, dacă tot ai luat un microfon acum, să revii la prima întrebare. Educația pe care am primit-o. Și idealurile dinainte de a-L cunoaște pe Hristos. Păi o să iau așa încet, cum ai pus întrebările. Deci eu am crescut simplu, deci aici, peste câteva străzi de studio, am crescut și eu ca orice om normal, așa, la joacă, la fotbal, la... Și... La general am fost băiat bun, la liceu am fost băiat slab la învățătură, dar cred că am crescut ca orice român, normal, am mers în concediu și acum folosind limbajul ăsta, toți cei care au trăit în România știu ce înseamnă chestiile astea, concediu și pe unde și cu mașina, fără mașină și chestiile astea. Deci nu cred că mă diferențiez prin alți oameni, printr-o educație mai bună sau mai rea. Cred că am fost un om obișnuit. Și doream de la viață, deci eu sunt de naționalitate german și ca orice neamț, nemții vor să lasă ceva în urma lor. Și am zis, eu niciodată nu o să mă ocup cu lucruri umane, deci umaniste de fapt, ci o să vreau să construiesc și eu ceva. Fac un turnul Eiffel sau las o piatră pe undeva și scriu asta, au făcut-o Emil. În liceu mi s-a schimbat puțin modul de a vedea lucrurile și am început să caut în domeniul acesta al artei, am vrut să cânt, am vrut să fac și eu lucruri care... Dar tot, cred că toți țineau tot de domeniul ăsta, să lași ceva în urma ta, să se scrie numele tău pe un perete sau printr-o revistă. Deci asta cred că rezolvă problema ce am dorit de la viață, idealurile dinainte de a-L cunoaște pe Hristos. Și a doua întrebare era cum L-am cunoscut pe Iisus Hristos. Și ce interesantă întrebarea, știu că și tu știi ce o să zic acum. Deci, după ce am cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce am fost cunoscut de Dumnezeu. Deci, eu consider că am fost cunoscut de Dumnezeu, nu știu pașii mei care au fost spre El, dar văd pașii Lui spre mine. Că, deci, când te întreabă cineva cum L-ai cunoscut pe Dumnezeu, mulți creștini încearcă să facă o povestire în aia zămoasă, așa, sentimentală, așa, să poate chiar mai inventezi ceva, zici că ai fost mai rău decât ai fost, am fost cel mai rău, cel mai mare, am fost cel mai jale de pe lume, dar acum Dumnezeu m-a schimbat. Deci, nu, am fost un om normal, Dumnezeu a întins mâna spre mine și m-a făcut un om normal care este născut din nou, un om normal care are această nădejde a mântuirii. Și nu am o poveste. Cum adică născut din nou? Deci eu cred că începutul creștinismului, și nu eu cred, ci Scriptura spune, deci începutul creștinismului este prin nașterea din nou. Acea Duhul lui Dumnezeu împreună cu al tău spune, mărturisește că ești copil al Dumnezeu. Deci nașterea din nou, fără ea, nu ești creștin, nu devii creștin, nu te naști, nu obții, nu cumperi, nu... Ceea ce spui tu ne duce la o problemă destul de controversată. Creștinismul ca și religie a maselor. Creștinismul este individual. Facem o paranteză acum de la discuția noastră. Creștinismul, poți să devii creștin în mod individual sau colectiv? Cum? Deci am văzut oameni care se păreau că sunt creștini dintr-o creștinare în masă. Acei oameni, la ora asta, eu nu-i mai văd. Pentru că acea creștinare în grup, în trupă, în echipă, au fost mulți oameni care s-au întors la Dumnezeu așa că hai bă, că-i fain, că hai bă, că ăștia, și ăștia cântă, și ăștia-s drăguți, și ăștia zâmbesc. Dar dacă nu ești născut din nou, dacă tu nu decizi ca de, din la un moment dat, să te întorci de la păcat, de la viața cum o vrei tu, să urmezi viața cum o vrea Dumnezeu, nu ai nicio șansă, nici nu poate. Bebe, te rog. Pot să completez numai cu ceva scurt. Deci eu nu cred că este creștinismul este o religie de masă, pentru că Hristos spune cine este născut din carne este carne și cine este născut din duh este duh. Deci se adresează, cred că în mod personal, fiecăruia. Deci acest cine
Este pentru mine, pentru tine, pentru cel care ascultă. Ce-a însemnat dacă... Ai luat un microfon acum? Ce-a însemnat pentru tine? Microfonul. Ce-a însemnat pentru tine sau ce înseamnă pentru tine nașterea din nou despre care vorbea Emil? Și de altfel, subiectul emisiunii noastre este o viață transformată. Deci ce înseamnă nașterea din nou? Înseamnă că eu am murit și în locul meu s-a născut Hristos în mine. Deci eu cred că omul când moare față de el însuși și Hristos intră și trăiește în acel om, îi dă viață nouă, îl naște încă o dată. Ca să creionăm puțin pentru ascultători. Deci, aici nu e o chestie fizică, adică nu vine Iisus Hristos și intră în mine și eu am două personalități și așa mai departe. Este ceva spiritual. Duhul omului este trezit la viață prin botezul lui Iisus Hristos pe care îl face asupra noastră, prin această naștere din nou. Ca să creionăm puțin pentru ascultătorii noștri, cum ai putea să explici puțin această moarte? Ai spus, am murit. Asta o înțeleg ca o renunțare la toate idealurile care le-ai avut. Asta înseamnă că am renunțat la tot ce am trăit înainte, da. Deci nu numai la idealuri. Deci nu din punct de vedere fizic. Tot, cum spune Sfântul Apostol Pavel, toate cele ce le consideram valori, le-am considerat ca un gunoi pentru Hristos. Și am renunțat la ele. Așa, asta înseamnă și întoarcerea la Dumnezeu, nașterea din nou. Deci renunți la tot ce ești înainte, nu numai la anumite lucruri, adică... Chiar și la lucruri bune renunți. Deci eu nu știu cât de multe lucruri bune am făcut înainte sau nu știu dacă erau bune. Deci eu n-am avut sistemul de valori pus pe ceva solid ca să pot prin comparație să analizez dacă am făcut ceva bine sau rău. Pentru că nu există un asemenea sistem de valori în afara lui Dumnezeu. Deci credem că facem bine, dar nu avem o bază solidă ca prin comparație cu acea bază solidă să ne dăm seama dacă așa este. Și fiecare are binele lui și răul lui, care poate să fie chiar invers. Mai o mică completare aș face, că aici se vede că toți ne completăm, ca nu cumva să spunem ceva greșit. Deci, normal, e foarte ușor să vorbim în cuvinte mari și să sune așa că foarte grandios ceea ce spunem, de multe ori facem greșeala asta că și creștini, dar... Deci da, vrem să renunțăm la ce a fost înainte, la lumea care o aveam dinainte, dar vreau să spun că nu am putut renunța. Deci renunțarea e zilnică, adică e o chestie ce, chiar dacă, deci asta spun, dacă devii creștin, renunțarea va fi zilnică, deci nu e o chestie, azi am spus nu și de mâine nu, ci este eu trebuie să mă trezesc în fiecare zi și să spun... Pe tine te vreau, Doamne, nu mai vreau o relație, cum am vrut eu. O relație personală zilnică cu Dumnezeu? Da, deci Dumnezeu spune că este Tatăl nostru. Nu? Deci din asta deja deduc, e vorba, eu când am înțeles asta că e Tatăl meu, mi-a luat mult timp și aia m-a copleșit când am înțeles că este Tatăl meu. Deci El a dorit să-L numesc așa. Și asta e fantastic, cred că. Mă tem foarte tare. Deci după întoarcerea mea la Dumnezeu, mă tem foarte tare ca această legătură zilnică a mea cu Dumnezeu să nu îmi fac un anumit șablon. Am învățat ceva acum un an și după ce am învățat acum un an, asta trăiesc acum și foarte ușor. De aceea cred că completez. Deci cred că această legătură noastră cu Dumnezeu trebuie să fie bazată pe Duh. Deci nu se pot pune anumite legi că fac ceva de trei ori pe zi sau fac altă chestie. Deci, și foarte ușor, foarte, foarte ușor mă gândesc cum o să fie copilul meu, cum o să se uite la mine și zic că, tată, tu ești cel mai mare legalist. Tu tot timpul îmi spui, nu am voie, fă aia, fă așa. O legătură cu Dumnezeu este legătură cu Dumnezeu în care Dumnezeu îți spune ce să faci. În fiecare zi. Și acum noi poate suntem de avangardă, noi suntem... oamenii care încercăm să nu fim legaliști, dar mă gândesc ce o să fac peste 30 de ani. Poate eu o să fiu acela care o să fiu cu legea în mână și o să pun legea. Iisus Hristos, cred că important pentru acele două valențe pe care le are, Mântuitor și Domn.
mulți oameni ar vrea să fie mântuiți, mulți oameni ar vrea să stea în prezența lui Dumnezeu, să aibă această mântuire, dar nu sunt la fel de mulți aceia care vor să aibă pe Hristos ca Domn, să asculte de El. Și asta este o mare problemă, cred că o mare dilemă unora, că îl doresc ca mântuitor, dar nu ca Domn. Și tot ca... Mulțumesc pentru completare, Emil. Deci, de fapt, eu când am spus că am renunțat la tot, aia nu înseamnă că am renunțat, exact cum a zis Emil, deci am renunțat la felul meu de a fi și la valorile mele. Aia nu înseamnă că am renunțat la lumea asta, n-am plecat în vârful muntelui, nu mi-am negat familia, nu am respins pe nimeni, n-am început să nu mai salut prietenii pe stradă, deci dimpotrivă, deci am încercat să fiu mai aproape de familia mea, de prietenii mei, de... pentru că mi-am dat seama că eu am ceva ce ei n-au și aș putea să-i ajut din toată inima mea să aibă și ei. Aia nu înseamnă că am încercat să le bag pe gât. Poate că am făcut și asta, pentru că la început a fost multă râvnă și puțină înțelepciune, știi? Dar eu zic că din dorința de a ajuta, nu am putut să renunț la ei. Deci nu, dar am renunțat la ceea ce am fost eu și la valorile mele. Exact cum a zis Levi, idealurile sunt false. Nu sunt idealuri, sunt ambiții. Și eu aveam ambiția să cumva fiu cel mai bun. Poți să ne dai un exemplu concret despre un ideal anume sau... Al meu? Da, la care eu vreau să fiu cel mai mare vocalist din lume. Vreau să-l întreb pe Freddie Mercury în muzică. Pentru... și lucrul ăsta pentru... Pentru ca să mă aplaude lumea și să mă arate toată lumea pe stradă. Uite, ăla e cel mai țapăn, ăla e cel mai tare. E bun ăla, uite ce fain. Și ce s-a întâmplat? Și de fapt eu eram robul acestui ideal al meu. Deci de fapt toate lucrurile practic nu l-aveai tu pe el, deci el mă avea pe mine, exact. Da. Era foarte ciudat. Și chestia că noi suntem foarte mințiți în lume, în domeniul ăsta, indiferent că idolașul idolaș sau idolău. Deci asta este. Dar slavă Domnului că când se face lumină, întunericul dispare și se văd toate detaliile și tot vezi care ce nu e în regulă și nasol. Și în viață. Da. Aia nu înseamnă că eu acum sunt un om perfect. Înseamnă că m-am întors de la lucrurile aia și încerc să trăiesc spre Hristos. Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu umblă în întuneric, ci are lumina vieții, are lumina vieții. Lumina aceasta este adevărata lumină, ce luminează pe orice om venit în lume. Credeți în lumină ca să fiți ai luminii. Dragi ascultători, pentru astăzi ne oprim aici. Vă invităm să audiați continuarea acestui interviu în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. La revedere! Să stai în întuneric și nu vii la lumină. De ce nu vin lumină? Până când vrei tu să aștepți, să stai în întuneric și nu vii la lumină. De ce nu vin lumină? Thank you.
Dumnezeu. Există un singur Dumnezeu și acesta nu-i greu de găsit. Nu trebuie să ai capul mare de știință, nu trebuie să știi filozofii. Nu trebuie să faci una sau alta, ci să crezi în Dumnezeu. Există un singur Dumnezeu. Există un singur Dumnezeu. Există un singur Dumnezeu și acesta nu-i greu de găsit. Nu trebuie să ai capul mare de știință, nu trebuie să știi filozofii. Nu trebuie să faci una sau alta, ci să crezi în Dumnezeu. Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte. Asta da viață. Dar eu ce să fac cu viața mea? M-am cam săturat de viața. Dar viața asta e frumoasă. Se mai poate schimba ceva în viața asta? Vieți transformate.